și după aia s-a pus la rugăciune, s-a întins pe pat și s-a dat sufletul lui Dumnezeu. Și plângea fostul evreu și spunea, zice, Sfinte, dacă n-ai fi vrut tu, nici acum nu plecai. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. E un pic mai rece acum. Suntem în decembrie. Avem și noi un pic de, dacă vedeți în depărtare, de zăpadă pe vârful Atonului. Deci încet, încet o să coboare la vale. Pentru că acum e cu câteva zile înainte filmarea de pentru ce o să vorbesc, sper ca până atunci, pe 1 ianuarie, să avem zăpadă și aici. Da, dragii mei, ce vreau să vă vorbesc? Despre un sân mare. Dar acum mi-a venit în minte, în timp ce vă vorbeam, un citat frumos, l-am citit undeva. Zică, ce este rău? Rău este lipsa binelui. Că unde este binele, nu mai are loc rău. La fel cu lumina și întunericul. Zice, cât timp există întuneric? Până vine lumina. Și într-o cameră, în întuneric, da? Ai aprins becul, nu mai este întuneric. Adică dispare întunericul. De fapt, exact ca și cum a spune, ce este întunericul? Este lipsa luminii. Ce este rău? Este lipsa binelui. Ați înțeles? Deci, încercăm să lucrăm binele tot timpul în viața noastră și atunci o să dispare rău. Exact cum spunea cuviosul Porfirii, capsocalivitul foarte frumos. Zice, nu vorbiți de rău, nu vă ocupați cu rău și o să dispară din viața voastră. Încercați să vorbiți de bine, de lucrurile frumoase, să faceți lucrurile bune, lucrurile frumoase și atunci o să le aveți în viața voastră. Da, dragii mei, și ca să nu mă lungez mult, că-s multe de spus, o să vă vorbesc, uitați, aveți aici. Sfântul Vasilii cel Mare. Ați auzit ce denumire i s-a dat? Cel Mare. Vedeți că așa în istorie, dacă ne uităm la anumiți oameni, puțini sunt care au primit denumirea asta. În timpul mai vechi. Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare. Din oamenii ăștia lumești, să zicem așa, care au reușit să cucerească aproape jumătate de lume. Adică a făcut ceva în viața lui așa mai ieșit din normal. Cine și-a mai luat denumirea asta? Ștefan cel Mare. Oare era așa de mare Ștefan cel Mare? Zice că n-avea până la 1,70 m. Nu era atât de... Și și-a luat denumirea de cel Mare. Mare la suflet, om mare, care s-a jertfit pentru țară, s-a luptat pentru ea. A fost un echilibru în centrul Europei, el a menținut acolo să nu treacă tot ce vinea peste restul Europei, a trebuit toate popoarele Europei să-i fie, cum se zice, recunoscătoare Sfântului Ștefan cel Mare și, bineînțeles, poporului român. Pentru că odată un asemenea voievod și la timpurile alea nu a ajuns să fie toată Europa pașalic turcesc, nu mai rămâi nimica. A fost un echilibru. Și-a luat denumirea de cel mare, recunoscut de toată lumea. Și uitați că și la Sfântul Vasilii cel Mare, denumirea de cel mare. Nu că ar fi fost nu știu ce uriaș. Faptele lui. Faptele l-au făcut mare. Și spune, vedeți, el s-a născut din doi părinți, pe taică-su tot Vasilii, pe tata lui Vasilii îl chema. Iar pe mama lui o chema Emilia. Deci au fost trei, patru frați, băieți și o soră. Și gândiți-vă, tata, mama, patru frați și o soră, toți au ajuns sfinți în calendar.
Vă dați seama ce familie binecuvântată. Fratele lui Petru a ajuns episcop în Sevastea, parcă. După aceea, al frate Grigori, episcop din Nisa. Și-a mai avut un frate Navcratii, care a ajuns puznic mare, făcător de minuni. Și sora lor Macrina, care la fel, a dus o viață curată și a ajuns că făcea minuni din viață. Și-i trecută și ea în calendar rândul sfinților. Vedeți ce familie binecuvântată? Dar zice că mai mare decât toți la măsură duhovnicească a fost Sfântul Vasile. Și nu a fost numai om duhovnicesc și filozof mare. Zice că o studia la început în Bizanț, în Constantinopol, și după aceea au venit la Atena, unde era spuma, cum se spune, cei mai mari filozofi. Și acolo a întâlnit pe Sfântul Grigori, da, pe Sfântul Grigori, teologul. Și el tânăr acolo și-a legat o prietenie duhovnicească, zice, aveau aceeași mâncare, aceleași purtări, permanentă în rugăciune, se hotărâse să nu mănânce decât mâncare, mai mult pâine și apă și verdețuri, adică duceau o viață foarte puznicească din tinerețe și foarte curață la suflet, deci evita orice contact care nu era bun. Și chiar se zice univa că în perioada aceea ar fi studiat și Iulian Paravatul pe acolo, care a ajuns mai târziu împărat și prigonitor. Da. Și după aceea, după studii, spune că Sfântul Vasile era univa un filozof de ăsta mare, Eubu, care era dintre cei mari. Și discutând cu Sfântul Vasile, l-a convins și pe el, adică l-a ajuns să înțeleagă ce înseamnă credința creștină. Și atunci a spus, Sfinte, las toată filozofia, ia-mă cu tine. Și a plecat împreună la Ierusalim. Și s-a dus la Ierusalim, a ajuns acolo, s-a închinat la locul lui Sfinte și s-a dus la episcop, pentru că atunci era un obicei în timpul licealea. Se botezau mult mai târziu unii dintre ei. Adică ca să fie la o vârstă așa mai desăvârșită, socoteau ei la timpul cealaltă. Și atunci și Sfântul Vasile împreună cu filozoful ăsta l-a întocerut la episcop să-i boteze. Și văzând episcopul așa starea lor duhovnicească, râvna, i-a dus la Iordan să-i boteze. Și spune că Sfântul Vasile s-a rugat, Doamne, dă un semn că îi primite credința mea la tine. Și zice, în momentul când episcopul a intrat cu el în Iordan, a venit ca un fulger din cer deasupra lor, și din fulgerul cealaltă a ieșit un porumbel alb care s-a afundat în Iordan. Un semn de la Dumnezeu pentru credința lui, pentru râvna lui. Și după aia au mai stat ei un pic pe acolo, au trecut și prin Antiohia și după aceea zice că s-au gândit să se întoarcă, de fapt, prin înștiințarea lui Dumnezeu în patria lor, în Cezarea. Că acolo s-a născut Sfântul Vasile, în Cezarea, în Capadocia, cum era în Pont acolo, că acolo foarte mulți sfinți mari sunt de acolo. Și s-a întors acolo și, bineînțeles, înainte, oprim pe la Antiohia, înainte de a veni, episcopul de acolo l-a hirotonit diacon pe Sfântul Vasile, dar i s-a avut și o descoperire. Episcopul de acolo, i s-a arătat cineva un înger și i-a spus că vezi, să-i aduce aici, să-i primești pe cei doi străini care vor veni dimineață. Și i-a arătat chipul lor și i-a trimis oamenii la poarta cetății și i-a adus acolo. Și când i-au văzut, i-au recunoscut și stând de vorbă cu ei, văzând râvna lor și asta, atunci l-au hirotonit diacon pe Sfântul Vasile, episcopul Antiohiei. Și după aia s-au întors în Capadocia, unde aici au fost făcut episcop. Și după aceea, pentru că oamenii ar fi dorit, nu episcop, preot aici în Capadocia, și oamenii ar fi dorit să-l pui episcop, el s-a retras univa în pont, în pustie. Și-a stat câțiva ani acolo împreună cu Sfântul Grigori. În pustie, în nevoință, în rugăciune. Și după un timp a început eresul ăsta arienilor,
să fie multă prigoană în catul bisericii. Și atunci zice că Sfântul Vasile, fiind chemat, s-a întors și el în Capadocia, a fost făcut episcop ca să apere biserica, iar Sfântul Grigorie și el chemat la episcopie să apere biserica. Și spune că a venit odată Iulian Paravatu, că era încă în perioada lui, când ajunsese el împărat. Și a venit pe acolo și așa, cu mândrie, cu așa, și Sfântul Vasile, cunoscându-l de când așa, l-a primit cu pâine și sare, cum era obiceiul. Că ăsta împărat i-ar fi zis să mă primești cu mâncarea care o mănânci tu. Și Sfântul Vasile, dacă asta mânca, era pâine neagră. I-a adus. Și împăratul a poruncit să le dea la animale pâinile alea, ci că așa ceva îmi dă, dați-i fân înapoi Sfântului. Și i-a dus, cum se zice, o legătură cu fân. Și atunci Sfântul Vasile zice, se vede că noi am dat din mâncarea care o mâncăm noi împăratului, iar el ne-a dat din mâncarea care o mănâncă el. Și atunci împăratul a început să-l amenințe, că o zic, mă duc acum la luptă împotriva perșilor și când mă voi întoarce, să știi că, zice, ar și biserica și cetatea, toată o să o ard. O să trec prin foc și vă ucid pe toți. Și-o plecat la război. Și atunci Sfântul Vasile a adunat toți cetățenii și a spus așa, uite ce a spus împăratul când se întoarce de la război. Și hai să facem altceva. Adunați toți ce aveți, aur și toate astea. Și când o să vii împăratul încoace, pentru că iubește aur, o să-i punem pe cale aur tot. Și atunci, iubind aur, o să ne lase în pace. Și fiecare om a adus aur, diamante, pietre, prețioase ce aveau, și Sfântul Vasile le-a pregătit toate niște legături și le-a pus în cămara aia care o aveau la episcopie acolo, cu numele fiecăruia scris pe ea. Și a spus, măi, când vine împăratul, așa, și zice, hai să ne rugăm. Și s-a urcat pe un munte sus cu toată cetatea și zice, stăm la rugăciune aici și rugăm pe Dumnezeu să-și facă milă cu noi și pe Maica Domnului. Și s-a pus pe rugăciune și rugăciune și rugăciune. Și la un moment dat a văzut Sfântul Vasile pe Maica Domnului așa ca o împărăteasă cu cete de îngeri, cu așa, și a spus, chemați pe Mercurii la mine. Și s-a prezentat Sfântul Mare Mucenic Mercurie. Și a zis că du-te și ucide-l pe Iulian Paravatu ca să nu-l mai supere, că se întristează Vasile, iubitul meu, episcopul Cezarei, pentru asta. Și atunci l-a văzut pe Mercurie că a plecat. Și atunci Sfântul Vasile s-a întors în cetate la biserica unde era moaștele Sfântului Mercurie. Și când se ruga acolo înaintea moaștilor, l-a văzut pe Sfântul Mercurii din icoană că a dispărut. Și la scurt timp s-a întors și avea sulița însângerată. Și atunci imediat o trimis să cheme oamenii care erau pe munte, se rugau toți acolo, să coboare toți acolo și să aducă slavă lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfântului Mercurii. Că i-a scăpat de primejdea care urma. Și atunci i-a spus, veniți-vă și luați-vă înapoi aurul, diamantele, ce ați dat aici? Și oamenii au spus, nu, zice Sfinte, dacă noi le-am fi dat împăratului pământesc, nu le dăm celui ceresc, fă ce vrei tu cu ele, fă case pentru săraci orice. Și atunci Sfântul Vasile a spus, nu, luați-vă trei părți cum ar fi voi, ca să aveți ale voastre și lăsați doar o parte aici, care o vom, așa cum se zice, împărți săracilor. Și cum avea Sfântul Vasile un obicei, început să se facă bolnițe, spitale, și tot felul din asta a fost, am putea spune, din totdeauna care a fost prim întemeitor de așa ceva, de bolnițe, de spitale, pentru săraci, pentru bolnavi, care foarte bine organizate. Da. Și uite așa, după aia murind Iulian Paravatu, a ajuns la conducerii Valens, care era arian și el, și prigonia biserica în altfel, fiind arian, prin arieni. Și multe răutății făcea Sfântului Vasile. Și aici mi-amintesc de o minune cu cineva. Era un om boier, să zicem, din familie bună, avea o fată, dar era foarte credincios. Și o fată care o crescuse după Dumnezeu. Și se gândea el să o ducă la Ierusalim, acolo și ea era de acord, să o ducă la o mănăstire de maici acolo, de fecioare, să o încredințeze Domnului acolo, cum a zis, măi, să roage și pentru mântuirea mea și pentru așa, că era singura lui fiică. Ei, dar un rob de acolo, din care vă el un slujitor, s-a îndrăgostit de ea.
și o dorea din toate felurile. Au încercat, dar era conștient că n-are nicio șansă. El fiind slugă, iar omul ăsta boier și plus că dorea să o ducă într-o mănăstire. Și atunci s-a dus la vrăjitor. La un vrăjitor mare și a spus, uite, fă ce vrei, îți dau bani, îți dau numai, o vreau pe fata asta. El zice, nu stă în puterea mea, dar te trimit la șeful meu, la diavolul cel mare. Zice, uite, ia foaia asta de la mine, i-o scris eu, slujitorul tău, vrăjitorul cu tare, ți-l trimit pe robul ăsta care cere ajutorul tău. Și s-a dus, zice, te duci în cimitir la miezul nopții și strigi acolo. Ei, s-a dus ăsta noaptea acolo și a început să vii diavolul și a venit diavolul cel mai mare și ce vrei? Păi uite așa, păi zice, stai, dacă vrei să te ajute, să te lepiți de Hristos. Ăsta zice, mă lepet, nu așa. Zice, să dai înscris aici, pe foaie tot, cât te lepiți, că așa, că zice, știu cum faceți voi, zice, numai cereți și după aia iar vă lepădați de noi. Și atunci ăsta s-a lepădat toate. Ei, și atunci, păi s-a lepădat de orice, de Hristos, de credință, de toate, o trimis diavolul cel mai mare diavol la fata asta și i-a pus atâta dragoste față de tânărul ăsta că nu mai țipa aia, s-a dus la taicu, dă-mi-l de soț pe robul ăsta. Taicu, ce ai pățit până am îți doreai, să te duci la mănăstire, să te dăruiești lui Hristos, ce ai pățit? Nimic, nu mai pot trăi fără ăsta, mă umor dacă nu mi-l dai pe ăsta. Taicu, săracul, s-a pus pe rugăciune, Doamne, ce mă fac? Nimic asta, și când a văzut că nu e altă cale, l-a chemat pe rob, i-a dat o grămadă de bani, i-a dat și pe fiica lui, na. Zice, faceți ce vreți, eu căsătoriți, zice, că eu, zice, mi-ați întristat viața. Ei, și după un timp, normal, boierul a trecut timpul, a murit, ei s-au căsătorit, după cum îi căsătoriți așa, a început viața, dar a început trecând ani să observi cunoștințele vecine, zice, bă, da, bărbatul tău nu vine niciodată la biserică? Și noi nu l-am văzut la biserică, nu l-am văzut împărtășând, nici bărbat ai. Și atunci el a luat, băi, dar a, zice, nu e adevărat că merg la altă biserică, a încercat el să spui. Zice, nu, vii acum duminica asta cu mine la biserică să te văd eu cât te împărtășești. Când a văzut el, zice, uite care-i treaba, eu spus tot adevărul. Când a auzit el, zice, ce-am făcut, n-am ascultat de părinții mei și uite ce-am ajuns. Să mă căsătoresc cu un rob care dărui și diavolului. Și atunci s-a dus plângând la Sfântul Vasilii și a spus, Sinte, ajută-mă, uite soțul meu, zice, să vii încoace. L-a adus acolo și ce ai făcut? Păi uite, m-a lepădat tot așa cu tare. Rămâi aici. Și l-a închis într-o cameră la el Sfântul Vasilii și s-a pus pe rugăciune. Post acolo, tot după câteva zile, îl întreabă, cum ești? Zice, greu, Sinte, greu, că zice, vin diavolul și mă amenință și mă bat și așa, că zice, tu ai venit la noi și te-ai lepădat, acum de ce fugi din noi? Și așa. Și cu tare, și azi s-a pus Sfântul pe rugăciune. Și după nu știu câte zile, când au venit, l-a întrebat cum ești. Zice, aude departe, nu se mai pot apropia de mine. Și are rugăciune zile întregi. Și când au venit, zice, acum. Ei, zice, acum nu-i mai aude loc. Bun. Zice, hai în biserică. Și l-a luat în biserică și l-a adunat toți oamenii. Și au spus, strigați toți la Dumnezeu, Doamne, miluiește pentru el. Că el se plângea, zice, Sfinte, da? Zice, m-a lăsat diavolul în pace, dar am în scrisul la ei care au spus că la judecată îl vor prezenta acolo că m-a lepădat de Hristos. Și nu-i nimic, Maica Domnului poate și lucrul ăsta. Și atunci s-a dus în biserică, toată lumea a strigat, Doamne, miluiește, și atunci s-a arătat diavolul. Și a încercat să-l smulgă pe tână din mâinile Sfântului Vasilii și a spus, ia eu că s-a lepădat. Și atunci Sfântul Vasilii a spus, nu ți-i rușine, nu ți-ajunge pierzarea ta, mai vezi să pezi și pe creștini. Și da, de el a venit la noi, mă nedreptățești. Și a început luptă și Sfântul Vasilii a spus la oameni, strigați, Doamne, miluiește cu toți. Și rugăciuni, și rugăciuni până a fugit diavolul. Și atunci, după multă rugăciune, a apărut în văzduh zapisul ăla care era scris de om și a venit în mâna Sfântului Vasilii. Și l-a întrebat pe om, ia te-o recunoști? Da, eu l-am scris. Bun, l-a rupt Sfântul Vasilii și l-a ars și a spus, de acum să-i mulțumim Maicii Domnului pentru că te-a salvat. Și te-a adus pe calea care trebuie și te-a primit Hristos înapoi. Deci, vedeți, și la cei care s-au lepădat, Hristos îi primește înapoi, dacă se căiesc cu adevărat și multă rugăciune. Da, vedeți câtă putere avea Sfântul Vasilie. Și mai este iară că, zice, odată Valens ăsta, împăratul, a încercat de multe ori să-l amenințe pe Sfântul Vasilie, că ia averea, că e așa, deci și-a trimis pe neparhul lui. Sfântul Vasilie zice, mai. Că când mi-ai averea,
nici tu nu te îmbogățești cu ea, nici eu sărăcesc, că n-am nimic, a zice, hainele astea de pe mine și câteva lucrușoare. Și o încerca prin tot felul, că te chinuiesc. Zice, abia mă scap, că și așa el era cam bolnăvicios cu trupul, mă scap de durerile care le-am, zice, în felul ăsta și mă trimis mai repede la Hristos. Deci nu avea cu ce să-l sperie. Și până la urmă, Sfântul Vasilie, cumva, adică, și-a ajutat, să spunem, pe împărat, că la un moment dat i s-a îmbolnăvit copilul. Și când atunci împăratul, văzând că e pe moarte, l-a chemat pe Sfântul Vasilie și a zis că, dacă e adevărată credința ta, fă ceva. Și s-a rugat Sfântul Vasilie și l-a făcut sănătos. Și s-a bucurat împărat. Dar au venit arienii, au zis că, ce îl crezi pe el? Că și noi puteam să facem lucrul ăsta. Zice, de să-l botezăm noi, la arieni. Și când l-a luat și l-a botezat la arieni, după ce l-a scos din scăldătoare, la câteva clipi, a murit fiul împăratului. Ca să vadă pedeapsa lui Dumnezeu, că după ce Sfântul l-a făcut prin rugăciune bine, el l-a dat la arieni să-l boteze. Și multe alte minuni. La un moment dat era undeva într-un loc, o biserică mare, pe care arienii s-au dus și au luat-o cu forța de la creștinii ortodoxi. Și atunci Sfântul s-a dus direct la împărat și l-a mustrat. Împărate, zice, permis lucrul ăsta. Da, zice, iar ai venit numai să ne mustri, știi, altceva nu știi. Zice, întotdeauna pentru adevăr, nu pentru altceva. Zice, bine, îți dau ție împuternicire să te duci să judici, dar nu să judici cu părtinire, să ții cu ai tăi, să judici cu dreptate. Cu dreptate, a spus Sfântul Vasilie. S-a dus și a adunat și pe toți arienii și pe creștinii ortodoxi. Și atunci le-a spus, zice, uite cum facem, ca să nu ne îndreptățim pe nimeni, încuiem biserica, punem sigiliu pe ea, tot frumos roată, și zice, punem pază și de la voi și de la noi. Și voi vă rugați timp de 3 zile, și dacă se sparg singurile lacătele, se deschide biserica, ea voastră. Dacă nu, și se deschide la noi, atunci a noastră. Și le-a plăcut și la arieni asta, gata, s-au pus 3 zile la rugăciune, l-a strigat, ca la Sfântul Ilie acolo. Și s-au rugat 3 zile degeaba, biserica a rămas încuiată și atunci a zis Sfântul Vasilie, gata, dați-vă deoparte, a chemat toți ortodoxi acolo și a spus, rugăciune, ridicați mâinile sus și cu toți aici. Și s-au rugat ceasuri întregi acolo. Și atunci după aia Sfântul Vasilie s-a dus și a binecuvântat acolo ușile bisericii, a înălțat mâinile la rugăciune și zice, a venit ca un trăznit și s-au rupt toate lacătele și s-a deschis biserica. Și s-au auzit și până la împărat lucrul ăsta, că a lucrat cu dreptate și minuni au fost. Și în felul ăsta, Sfântul Vasilie lucra cu putere multe. Vă mai spun un lucru, ca să nu mă lângesc, că stare multe la Sfântul Vasilie minuni. Era Sfântul Efrem în pustie. Sfântul Efrem Siru, mare, sfânt, puznic. Și-a auzit și el de Sfântul Vasilie că e mare. Și rugându-se, l-a văzut pe Sfântul Vasilie ca un stâlp de foc până la cer. Și-a zis că în felul ăsta este Vasilie. A auzit un glas dumnezeiesc. Și măi, mă duc și eu să-l văd dacă e la înălțimea asta. Și-o pleca zile întregi din pustie pe jos să ajungă și el la Sfântul Vasilie. Și-o nimerit într-o zi de duminică, când de praznic, când era lume plin totul. Și Sfântul Vasilie a intrat acolo în altar cu slavă multă, în veșminte frumoase, cum era așa. Și zice, așa o fi, ăsta o fi stâlpul ăla de foc în atâta slavă și eu mă chinuiesc în pustie și n-am ajuns la stâlp de foc, spunea Sfântul Efrem, și s-a băgat și el într-un colț acolo. Și atunci Sfântul Vasilie, cunoscând cu darul lui Dumnezeu că e venit în biserică, l-a trimis pe diacon. Du-te și creamă călugurul ăla străin din colț în altar. Și s-a dus, zice, te cheamă arhiepiscopul. Și cum să mă chemi, că nu mă știi, a zis Sfântul Efrem prin tălmaci, că na, el vorbea, era din părțea aia, limba siriană, dincolo, deci nu se înțelegea. Și prin așa traducători a spus, zice, nu pe mine, poate pe altul, pe mine nu mă cunoaște. Și s-a dus în altar și-l trimite iară Sfântul Vasilie. Zice, Efreme, te cheamă episcopul în altar. Și când a auzit că îi zice pe nume, zice, spune-i că după slujbă ne vedem. Și după slujbă, și numai atâta, zice, când citea Evanghelia, Sfântul Vasilie a văzut ca foc ieșind din gura lui. Și atunci și-a dat seama și Sfântul Efrem la ce măsură a ajuns. Și când s-a întâlnit el acolo, când l-a văzut Sfântul Vasilie, zice, să ne plecăm genunchi la rugăciune. Și-a pus mâinile pe capul lui și l-a hirotonit diacon pe Sfântul Efrem atunci. Și zice, am o rugăminte, zice Sfântul Efrem. Și ca să ne putem înțelege, fără așa, ce roagă-te să pot înțelege și eu limba ta. Și când s-a rugat Sfântul Vasilie, a pus mâinile pe capul Sfântului Efrem,
a început să vorbească grecește, curat sunt Efrem. Și a zis exact cum se zic rugăciunile cealea exacte la, după hirotonie, când zice diaconul rugăciunile de ridicare. Da, îi împlinea Dumnezeu toate rugăciunile. Sunt foarte multe minuni la Sfântul Vasile, nu o să mai intru în multe, o să închei cât de frumos s-o încheia viața lui, să spunem așa. Era un evreu, doctor foarte bun, prieten a Sfântului Vasile, pe care îl chema Iosif. Dar era credința evreilor. Și îl respecta mult pe Sfântul Vasile. Și acum vine odată, au auzit că Sfântul Vasile e foarte bolnav și au venit la el. I-a luat pulsul și i-a spus, omule, pregătește-te că nu te apucă seara și pleci. Și i-a zis la oamenii din jurul lui, pregătiți cele din gropare, că zice, n-a apucat pusul soarelui și pleacă. Și Sfântul Vasile zice, oare așa-i? Așa-i, omule. Zice, și dacă nu plec, ce ai să faci? Atunci să mor eu. Zice, nu să mor, să mori omului vechi și să primești botezul ortodox. Așa să fie, a spus evreul, că de multe ori avea discuții cu Sfântul Vasile fiind prieten. Și atunci s-a rugat Sfântul Vasile și a spus, Doamne, mai lungeți și te moleacă viața pentru el. Și a doua zi când vine evreul, sigur că a murit, că era doctor cu experiență, cum se zice, îl vede bine, vorbea Sfântul Vasile, că nu pot să cred așa ceva. Și că acum trebuie să te ții și tu de cuvântăză, Sfântul Vasile. Zice, e adevărat că tu trebuia după toate legile medicinii să fii mort de-aseară. Și atunci, într-adevăr, credința ta e bună. Mă lepă de toate rătăcirile mele. Zice, dar să știi, zice omule al lui Dumnezeu, că nu o să mă poți boteza tu că ești slab, ești slăbit. Zice, că trupul tău e foarte slăbit. Nu te îngrijă de asta, că Dumnezeu are putere suficientă. Și s-o ridica, zice, o luat atâta putere, el o săvârșit tot botezul, o boteza pe evreu. După aia l-o și pregătit, eu mai vorbit ce trebuia și după aia s-o pus la rugăciune, s-o întins pe pat și s-o dat sufletul lui Dumnezeu. Și plângea fostul evreu și spunea, zice, Sfinte, dacă n-ai fi vrut tu, nici acum nu plecai. Da, vedeți cât e de minunată viața Sfântului Vasilii cel Mare. Să ne rugăm lui care multă putere, vedeți, că l-a făcut, i-a dat Dumnezeu darul. Mă uitam la o păsărică să juca aici. I-a dat Dumnezeu darul înțelepciunii, în afară de ce a învățat el, că i s-a arătat odată Mântuitorul cu apostolii și i-a dat darul ca să poată să facă Sfânta Liturghiei. Când a făcut el, vedeți, este liturgia Sfântului Vasilii cel Mare, care mai ales în postul mare e folosită foarte mult. Așa. Și avem de la el, vedeți, avem canoanii de la el, avem liturghia de la el, atâtea binefaceri, vasiliadele, cum erau a lui, bolnițe, spitale, câte lucruri minunate a făcut Sfântul Vasile. Și avem rugăciuni, dezlegări împotriva diavolilor, că el avea puteri mari asupra diavolilor. Deci oricine are probleme cu astea, cu duhurile necurate, rugăciuni la Sfântul Vasile ajută foarte mult. Aduce pacea în casă. Să vă rugați de el cu credință și, bineînțeles, la Maica Domnului, pe care și el o iubea foarte mult, și o să vedeți cât folos o să primiți. Să ne ajute Maica Domnului și Sfântul Vasile cel Mare. Doamne ajută! Uitați un pic, să-l mai vedeți pe Sfântulețul nostru. Da.